Bună ziua, dragi apicultori! Astăzi am mai avut încă o surpriză. Am aici o familie mai harnică, acela. L-a scos afară pe frate-so. E al 50-lea roi anul acesta. Cred că îmi ajunge. N-am putut să opresc toate bocile. Să vedem unde să pune și ăsta al 50-lea și să fie într-un ceas bun. Din 50, 49 i-am prins, unul l-am scăpat. Ăla este al naturii, dar cezarului, cele ce sunt ale cezarului și lui Dumnezeu, cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Vă salut pe toți apicultorii și să vedem dacă pot să-l prind și pe acesta. Depinde unde se va pune. Încercăm să prindem roiul. S-a pus acolo undeva sus, nu știu dacă îl vedeți, o să mă urc să vi-l arăt. Dar înainte de toate, sunt unele roiuri care nu le putem prinde cu coșnița. Sau să punem chiar lădița. Și atunci este necesar să folosim un sac. Iată, eu folosesc un sac de rafie și cu un cerc. Aici îi dau un cutremur, o scuturătură, el pică în sac, după aceea îl închidem și îl aducem jos. Haideți să vă arăt unde s-a dus roiul și cum îl luăm de acolo cu sacul. Suntem la înălțime, iată priveliștea, 10 metri, aici lângă mine este roiul, așa cum v-am spus, o să încercăm să luăm cu sacul. Aici este sacul, am spus un cerc și el va cădea direct în sac, iar noi după aceea îl vom strânge, nu lăsăm. Aici sunt albinele, s-au pus pe două crenguțe, pe una în dreapta și una în stânga mai mare. O să vedem cum o să îl luăm. Evident că nu o să pot să țin telefonul când o să-l iau, dar nu este greu de înțeles, ci ușor. Încerc să simulez un pic. Acesta este sacul. Eu o să bag sacul sub el, iar după aceea vom face o scuturătură și el va cădea în sac. După ce îl voi coborâ, vă voi arăta cum a intrat în sac. L-am coborât jos, l-am învârtit cu sacul, am răsturnat sacul, l-am pus în ladă, am pus capacul, lăsăm să intre toate. Cum ne dăm seama dacă matca este în ladă? Vedem că la urdiniș albinele, atât de pe podișor, sunt învârtite cu fața înspre urdiniș, în sus pe ladă, sunt învârtite majoritatea cu fața către urdiniș și toate din dreapta și din stânga au o direcție ca săgețile, arătând celorlalte de afară că matca este înăuntru și încetul cu încetul toate vor intra înăuntru. Dacă vedeți, ele încetul intră pentru că simt mirosul de matcă și matca este înăuntru. Cred că este un roi de vreo 3 rame, 4, da, sperăm să fie într-un ceas bun. Este al 50-lea roi până în prezent. Să aveți și voi parte, tot cât am avut eu, să prindeți 49 din 50. Mulțumesc că v-ați uitat și vă doresc spor în toate.